Măriți să fie numele Domnului! Drașii și surori, țineți minte și următorul refren. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Asta face biserica când se întâlnește la părtășie. Cântare, rugăciune și cuvânt. Altceva nu știm ce să facem. Și când vom avea adunare generală, tot casa lui Dumnezeu rămâne, să știți. De aceea e atât de importantă atitudinea și modul în care vin înaintea lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Cu respect vă invit să ascultăm Evanghelia arătărilor Domnului Iisus Hristos pentru a extrage învățătură pentru noi și pentru umblarea noastră cu Domnul. Ioan, capitolul 21, primele 14 versete din acest capitol. Ioan 21, de la versetul 1 la versetul 14. Cuvântul Sfânt spune asta. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Timon Petru, Toma, Iisgeamăn, Natanael din Cana, din Galileea, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Timon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copii, a zis Isus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și, măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Isus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Isus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Mai invit cu respect să reocupați locurile. Pași și surori. Suntem doar la două săptămâni în ceea ce privește sărbătoarea învierii din morți a Domnului nostru Isus Hristos duminica trecută. Ne-am uitat uh, la un alt episod, la un moment în care Domnul Iisus Hristos s-a arătat lui Tom, a avut acea întâlnire, spuneam că duminica trecută se numește, popular vorbind tradițional, Duminica uh, Tomii, nu neapărat duminica aceasta ar trebui să o numim cumva și pe ea, eu știu, Duminica Arătării de la Marea Tiberiadei. Puteam să ne uităm la oricare alt pasaj și în Evanghelia după Luca, mai sunt pasaje care vorbesc de arătările Domnului Iisus, puteam să uh, abordăm, eu știu, și pasaje care prezintă învierea și efectele învierii, așa cum le găsim în epistole. Dar aș vrea să ne uităm în continuare la pasajul acesta, pentru că mi-am propus în această dimineață să extrag o învățătură pentru noi, și anume lecții pe care Domnul le-a predat. Și aș vrea să înțelegem este că Domnul n-a avut în vedere doar ucenicii, cazul de față cei șapte care erau la Marea Tiberiade. Și ceea ce este scris, este scris pentru noi. Dacă citiți câteva versete mai sus, Ioan, capitolul 20, versetul 31, spune dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi, ca voi să credeți și așa mai departe. Există o latură practică pe care trebuie să o urmărim. Înainte de a dezvolta, și vreau să mă refer la patru lecții importante, înainte de a scoate în evidență lecțiile pe care cred că Domnul le-a predat la Marea Tiberiadei ucenicilor atunci și nou în această dimineață de 18 aprilie, Aș să avem o privire de ansamblu a ceea ce înseamnă cele 40 de zile, în mod deosebit cele 40 de zile analizate din perspectiva arătărilor Domnului Isus Hristos. Perioada aceasta, spune Scriptura, că a fost o perioadă, deci între înviere și înălțare, a fost o perioadă pe care Scriptura o caracterizează, o prezintă, ca fiind o perioadă a deselor arătări ale Domnului Isus. Acum, eu când citesc versetul acela din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, pentru mine cuvântul des înseamnă foarte de mai multe ori. Ori ce eu găsesc în 40 de zile, un pic mă nemulțumese. De multe ori nu înseamnă 11 arătări. Atâtea sunt în total. Nu găsesc că ar fi foarte multe. Eu m-aș fi așteptat să fie mult mai mult decât atâtea. Personal, cred că au fost mai mult decât atâtea, pentru că Ioan spune în finalul Evangheliei lui că uh, lucrurile pe care le-a făcut Isus, dacă ar fi scrise undeva, n-ar încăpea în toate cărțile care sunt în lumea aceasta. Deci, cu siguranță, sunt mai mult de 11 arătări, dar eu personal cred că Duhul Sfânt, care a insuflat toți evangeliștii și apostolii care au scris canonul Noului Testament, cărțile care îl cătuiesc Noul Testament, Duhul Sfânt a zis în felul următor: este suficient. Dacă trec 12, dacă trec 15, dacă trec 20 de arătări, dacă nu vor crede 11 arătări, și dacă nu va fi suficient să dezvolte atitudinea corectă față de înviere și față de efectele învierii din morța Domnului Isus Hristos, nici dacă ar fi mai multe, nu s-ar schimba absolut nimic. De aceea cred în suficiența Scripturii. Cred în mesajul pe care Scriptura îl aduce și cred că fiecare uh, literă, fiecare cuvânt care este trecut pe paginele Sfântelor Scripturi este inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E adevărat, noi avem în mână o traducere. Uneori, traducerile pot să fie tendențioase, dar nu mă refer la lucrul acesta acum și n-am să fac o pledoarie vis-a-vis -vis de traduceri. Personal, cred că traducerea Cornilescu pe care noi o folosim în bisericile românești. E adevărat, dacă mă uit la cei care citesc în limba engleză, nu cred că voi găsi două Biblii la fel. Unii citesc King James Version, alții citesc New Version, sunt mai multe, le place. Noi ne-am obișnuit, cei care am venit din România și cei care suntem aici de o bună bucată de vreme, să ne uităm la textul acesta, e adevărat, ajustat și a dus la o înțelegere mai literară a traducerii Dumitru Cornilescu. Dragi surori, revin la ideea aceasta. Vreau să ne uităm la arătările Domnului Isus Hristos ca o panoramă, apoi să extragem lecțiile din pasajul acesta. În primul rând, împart arătările Domnului Isus Hristos după timpul în care au avut loc. Biblia ne spune că Domnul s-a arătat timp de 40 de zile. În prima zi au fost 5 arătări, am să le menționez doar. Maria Magdalena, apoi femeile care au venit la mormânt, undeva într-un timp necunoscut a avut o întâlnire cu Apostolul Petru, apoi sunt cei doi de pe drumul Maosului. Apoi Scriptura ne vorbește de cei zece care erau în odaia de sus, Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Aici se opreste Scriptura cu relatările, cu privire la învierea și arătările Domnului din Duminica Învierii, în ziua primă a Învierii. Urmează alte 39 de zile, în care mai sunt prezentate doar șase arătări în totalitate. Fie că a fost vorba de Ierusalim, odaia de sus, fie că a fost vorba de uh, Marea, Galile Marea Galilei, Marea Tiberiadei sau Lacul Genezaret, așa cum am citit în această dimineață înaintea dumneavoastră, dar au mai fost încă șase. Deci, a spuneam, cuvântul dese nu sună foarte bine. Pentru că dacă în prima zi s-a arătat de cinci ori, m-aș fi așteptat măcar la multiplu de cinci în fiecare zi. Și atunci, patru ori, cinci sunt două sute, ar trebui să avem poate vreo două sute de arătări ale Domnului Isus, dacă ținem ritmul cu prima zi. Dar nu avem și așa cum spuneam, cred că este suficient cele 11 să extragem învățătură în ceea ce privește relația noastră cu Domnul. Deci în primul rând împart arătările Domnului după timpul în care a avut loc. Prima zi și următoarele 39 de zile. Apoi, o a doua împărțire este după informațiile pe care le deținem. Frașii și surori, despre unele momente în care Domnul s-a arătat, nu avem nicio informație decât că s-a arătat. Nu ni se spune ce a discutat, ce a făcut, cum s-a manifestat. Gândiți-vă, de exemplu, la spune că s-a arătat lui Iacov. Când s-a arătat, unde s-a arătat, 1 Corinteni, capitolul 15, este mențiunea aceasta. Nu știu. Ba mai mult spune la un moment dat că s-a arătat la 500 de frați deodată. Unu, nu știu de unde a adunat 500, nu știu unde i-a avut, în ce locație a avut, nu știu ce a vorbit cu 500 de frați deodată, dar spune Scriptura că s-a arătat. Și cred personal, afirmația aceasta pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt arătări ale Domnului despre care nu știm absolut nimic, doar că a avut loc întâlnirea respectivă. Și altele avem detalii. Avem modul în care s-a manifestat, modul în care s-au derulat, cuvintele, uitați-vă la arătarea de pe, de pe, de pe drumul maosului, discuția care a avut loc, modul în care ucenicii l-au cunoscut la frângerea pâinei. Sau dacă vreți un exemplu mai elogvent, este arătarea lui pe, la Petru. În prima zi a învierii Domnul se arată lui Petru. Ce a vorbit cu Petru? Nu știm. Ce i-a spus lui Petru? Nu știm. Ce a spus Petru Domnului? Nu știm. Unde a avut loc întâlnirea aceasta? Nu știm. Undeva în Ierusalim, dar unde? În o daie, pe stradă, în un post? Nu știm. Știm că s-a arătat lui Petru. Dar uitați-vă la a doua arătare, de exemplu la a doua arătare, continuat textul din Ion, din capitolul 21, continuă de la versetul 15 și avem dialogul dintre Domnul și Petru, reabilitarea lui Petru, discuțiile, provocarea lui Petru, răspunsurile pe care le dă Petru, însărcinarea pe care o primește Petru. Asta e ideea pe care vreau să o scot în evidență. Pe de o parte, se împart după timpul în care a avut loc arătările, 40 de zile, pe de altă parte, după informațiile pe care le deținem, și apoi, frați și suror, a treia împărțire a arătărilor Domnului Isus în cele 40 de zile, după scopul pe care Domnul l-a urmărit. Vreau să înțelegem un lucru. Domnul nu face nimic la întâmplare, absolut nimic. Nimic nu este hazard, nimic nu este întâmplare în toate acțiunile Domnului. Ba mai mult, toate evenimentele care s-au derulat au venit după un calendar foarte bine stabilit. După calendarul Tatălui, Vreți spune, la un moment dat, Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 4, versetul 4, zice, dar la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Cu alte cuvinte, nu putea să vină oricând. Trebuia să fie un moment bine, de bine delimitat, bine stabilit și cel care stabilește și controlează și coordonează toate lucrurile este Dumnezeu. măriți să fie numele Domnului. Ba Ma mai mult, Scriptura vorbește de învierea Domnului cu o precizie matematică. Și spune, a înviat a treia zi după Scripturi. Iarăși este punctual dat. Nu putea să învieze nici a patra, nici a cincea, nu putea să învieze nici a doua, în șabat, de exemplu, sau chiar vineri. A murit, îl înmormântau și doar putea să învieze. Totul este foarte bine stabilit. La fel și arătările Domnului. La fel și lucrările pe care le face. Toate urmăresc un scop, să știți. În toate este un plan pe care Dumnezeu îl are. Și când vorbesc de scopul pe care Domnul îl urmărește, în cele 40 de zile, pe de o parte este un scop general. Îl prezintă faptele apostolilor, capitolul 1, versetul 3. Fapte 1 cu 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dacă studiați cu atenție, veți vedea că împărăția lui Dumnezeu în cele 40 de zile, în mesajul Domnului, capătă noi valențe. Până atunci Domnul nu le-a vorbit despre toate neamurile, și despre oile pierdute ale casei lui Israel, dar după cele 40, în timpul celor 40 de zile, când ei au ajuns să cunoască că el este Hristosul, trimisul unsului Dumnezeu, deja împărăția capătă alte coordonate, alte valențe, altfel au înțeles mesajul. În odaie de sus le-a spus ucenicilor, mai sunt câteva lucruri pe care, chiar dacă vi le spune voi, nu le puteți duce deocamdată. Ei după înviere le-a spus și lucrurile pe care atunci n-au putut să le ducă. De ce? pentru că încă nu aveau convingerea aceasta pe care au avut-o după înviere, că Isus este cu adevărat Hristosul Fiului Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Tocmai de aceea există scopul acesta general, să-i pregătească, să le vorbească specific despre împărăția lui Dumnezeu. Dar există în toate arătările, în toate 11, și un scop particular pe care Domnul îl urmărește. Duminica trecută ne-am uitat la arătarea în ceea ce privește Toma, ucenicii cei 11 ce erau deja împreună, scopul particular era să schimbe atitudinea lui Toma. Ucenicii îl văzuseră deja cu 8 zile înainte, după aceea l-a văzut și Toma și scopul pe care Domnul l-a urmărit a fost tocmai acesta. Ca Toma să creadă, să iasă din confuzia lui, din necredința lui și să accepte realitatea învierii din morți a Domnului Isus Hristos. Și vă rog, uitați-vă, ca o temă de casă, Analizați toate cele 11 arătări. Uitați-vă, oare care e scopul pe care Domnul l-a urmărit de fiecare dată când s-a arătat. Ceea ce pot să vă spun acum la arătarea aceasta, la întâlnirea de la Marea Tiberiadei din Galileea, Marea Tiberiade are trei denumiri. Marea Tiberiadei, Marea Galilei sau Lacul Genezaret. Ori de câte ori citim și găsim în Scriptură referințe la acestea trei, să știți că este vorba de unul și același lucru. Nu e mare, e un lac, 22-23 de km lungime, 12-13 km lățime în cea mai lată parte a acestui lac, este sursa principală de apă dulce a Israelului, undeva 40-50% din apa potabilă a Israelului vine de acolo, din lacul Genezaret. Fac aici o paranteză, gândiți-vă ce ar fi însemnat ca pe uh, podișul Golanului să fi fost acum probabil Siria. După războiul de șase zile din 67 iunie, evrei au cucerit teritoriile acelea și au împins Siria cu încă 40-50 de kilometri înspre Damas. Dacă sirienii erau la marginea Mării Tiberiade, în timpul acesta al războiului, fiți fără frică că apa ar fi fost poluată, cine știe, pentru că în timp de război apelez la orice doar pentru a-ți destabiliza uh, dușmanul. Și gândiți-vă ce ar fi însemnat acum, dar parcă Dumnezeu în preștiința Lui pregătește absolut toate lucrurile. Este război de aproape 8 ani de zile în Siria, dar Israelul este liniștit și cei care au fost ați văzut că nu sunt probleme și probabil că în timp nu foarte îndelungat din nou se vor deschide granițele să poată să fie vizitați. doar ca o paranteză legată de lacul Genezaret, Marea Tiberiadei sau Marea Galilei. Frați și surori, când Domnul s-a arătat celor șapte de la Marea Tiberiadei, nu s-a mai arătat în vederea certificării învierii lui. Pentru că la un moment dat, unul din ucenici, vorba de Ioan aici, spune, este Domnul. Deci ei știau că Domnul e viu. Știau și aveau deja încredințarea aceasta, avuseseră întâlnirea și Toma care era cu ei și ceilalți au avut. Înseamnă că Domnul urmărea altceva în arătarea aceasta de la Marea Tiberiadei. Pune aici versetul 14 citit în această dimineață, aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din mor. Posibil să avem atunci o confuzie și să facem o analiză și să spunem, undeva Biblia greșește. Există și această ineranță a Scripturii, dar Scriptura niciodată nu se contrazice și Scriptura niciodată nu greșește, pentru că este infailibilă și este cuvântul lui Dumnezeu. Cum trebuie să înțeleg această afirmație din Ioan 21, versetul 14? Aceasta este a treia oară când se arată Iisus ucenicilor săi, nu grupuri, nu persoanelor individuale. Păi numai în prima zi s-a arătat de cinci ori. Dar asta nu e în prima zi. Arătarea aceasta are probabil loc în a douăzecea zi. Oricum după arătarea la Toma, în a opta zi. Nu știu, nu o pot localiza exact, doar geografic, nu ca și timp o pot încadra undeva. S-a arătat unui grup de ucenici. Prima oară s-a arătat celor zece. Evanghelistul Ioan prezintă acestea. Prima oară se arată celor 10 în ziua învierii, e prima arătare, a doua, înviere, a doua arătare. După 8 zile, când era și Toma împreună cu cei 10, 11, și acum se arată la Marea Tiberiadei la 7 ucenici. Dacă ați fost atenți la citire și dacă v-ați uitat cu atenție peste textul acesta din această dimineață, veți observa că există patru expresii pe care Domnul le rostește. În spatele fiecare afirmații este o lecție. Patru expresii, și în spatele fiecărei expresii. Prima expresie o găsesc în versetul 5, a doua în versetul 6, a treia în versetul 10 și a patra în versetul 12. În fiecare afirmație pe care Domnul o face, frașii și surori, dragii mei ascultători, în fiecare este o lecție pe care Domnul vrea să o predea. Haideți să ne uităm la prima afirmație, versetul 5. Versetul 4 spune, prezintă cadru, dimineața Iisus să tea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, versetul 5, copiii le-a zis Isus. aveți ceva de mâncare? Iar ei au răspuns, nu. Frașii și surori, vreau să stăm un pic, să ne gândim la contextul acesta al întâlnirii. Vă întreb eu, nu știa Domnul că n-au nimic de mâncare? Nu știa Domnul că o noapte întreagă se trudiseră. O noapte întreagă aruncaseră mreaja înainte, înapoi, în stânga, în dreapta, în toate părțile. Poate că s-au dus și au fost, eu știu, într-un anumit loc pe Marea Tiberiadei. S-au dus după aceea mai la mijloc, s-au dus unde de regulă pescuiau, pentru că toți erau din zona Galilei, toți știau cam unde sunt bancurile de pește, știau unde să meargă sau ce să facă. Aveau tehnică de pescuit, nu erau ca și mine, care nici nu știu să țin bine o, o, undiță în mână. Știau, erau profesioniști. Domnul știa că ei n-au prins, ei erau un faliment total al lor. Știți ce îmi place aici dacă e să mă uit la imaginea aceasta? În ciuda falimentelor noastre, în ciuda nereușitelor noastre, în ciuda faptului că nu ne suntem unde trebuie să fim, rămânem mai departe în atenția Domnului. Domnul e preocupat de noi. Ar fi putut să-i abandoneze. Dar ce, eu v-am trimis la pescuit? Nu v-am zis să așteptați, nu v-am zis să vă pregătiți timp de 40 de zile. Am băgat în voi atâta împărăția lui Dumnezeu și urmează să plec, urmează să vină Duhul Sfânt și apoi să mergeți să duceți mesajul. S-au dus la pescuit. Cine i-a trimis la pescuit? S-au dus să pescuiască. Total, diametral opus de ceea ce Domnul aștepta de la ei. Ba mai mult nici nu prind nimic. Și totuși Domnului îi caută. Nu ne regăsim de multe ori în imaginea aceasta a falimentelor noastre, a căderilor noastre? Nu ne simțim de multe ori în reușitele noastre și poate că ne punem de multe ori întrebarea, oare Domnul mai privește la noi, Domnul se mai uită la noi? Vreau să vă spun în această dimineață, bazat pe experiența arătării de la Marea Tiberiadei, indiferent de starea în care suntem, suntem în continuare în atenția Domnului. Când ne-a săpat în palmele Lui, ne-a scrijelit numele acolo. Suntem importanți, frați și surori, să știți, Domnului îi pasă de fiecare dintre noi. De aceea și în această dimineață avem textul acesta în care se scoate în evidență atitudinea Mântuitorului. Și ce a vrut să învețe pe ucenici? Acea lecție care le-a spus-o de fapt în odaia de sus. Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Unii se bizuie pe carele lor, mi-a plăcut. Nu i-am spus a Darius ce aș vrea să citesc, că vreau să predic. Nu i-am spus nici măcar ideile, el a venit în birou și i a spus, aș vrea să citim psalmul 20, dar și psalm generic la timpul de rugăciune. Dar se leagă, să știți. Deci aici, unii se bizuie pe carele lor și alții pe caii lor. Ei se îndoaie și cad, falimentează. Dar noi ne bizuim pe Domnul. D Asta e lecția importantă pe care trebuie să o învățăm în această dimineață. Vreau și să, dacă vrem să avem binecuvântare, dacă vrem să avem reușită, vreau să înțelegem un lucru. Nu tot ceea ce înseamnă că ne merge bine e și binecuvântare. Rog rețineți! Uneori Dumnezeu ne mai lasă și în falimente ca să ne dăm seama cât de mult depindem de El, cât de mult ar trebui să ne legăm tot mai tare de El. Pentru că sursa binecuvântării noastre nu este inteligența noastră, nu este abilitatea noastră, nu este reușita noastră. Sursa binecuvântărilor este Domnul. Că au trebuit să învețe lecția aceasta. Știți ce greu e unui pescar care pescăiește o noapte întreagă și care trăiește din pește, din vânzarea peștelui, să vină să spună după o noapte de trudă, după o noapte în care n-a făcut nimic altceva decât să pescuiască, să vină să spună nu? Dar de aici începe totul, să știți. În cele patru lecții, în cele patru expresii pe care Domnul le-a rostit, eu văd un mecanism, o dinamică a intrării în împărăția lui Dumnezeu. O să mă explic imediat dar pentru ca să pot să am acces, să pot accede în împărăția lui Dumnezeu, e atât de important ca totul să plece de la recunoașterea falimentului. Domnul știa că n-au prins nimic, dar a trebuit să recunoască ei că sunt falimentari. Câtă vreme nu recunoaștem starea în care suntem, câtă vreme nu vedem cât de mici, cât de slabi, cât de nimic suntem, nu se va putea face nimic în ceea ce privește schimbarea, creșterea, și metamorfozarea mea. De aici pleacă totul. N-au încercat să se justifice și asta îmi place la ei. N-au venit să spună, o oh, să vezi că noi suntem, o oh, Petru, suntem niște pescari extraordinari, n-am prins, dar mai încercăm o dată, ah, am lăsat să se lumineze, să se crăpățească de zi și după ce ne mai odihnim un pic mergem iară, nu, că noi găsim ea scuze. Ei au venit direct și au spus, nu, paliment, Niște spune psalmistul, și vreau să vă citesc. În psalmul 127, primul verset, vă rog, ascultați. Și versetul 2. Dacă nu zidește domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Frați și surori, există acest degeaba, dacă vreți, în tot ceea ce facem. Am zis, nu tot ceea ce ni se pare succes în viață e binecuvântarea lui Dumnezeu vă rog rețineți, faptul că stăm mai bine dintr-un anumit punct de vedere nu înseamnă neapărat binecuvântare, înseamnă și abilitatea noastră, înseamnă și istețimea noastră. Eu cred că Dumnezeu dă binecuvântarea celui care îl caută din toată inima. Și apoi spune versetul 2, Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în... Măriți să fie în numele Domnului! Prima lecție este lecția aceasta a recunoașterii falimentului, a provocării. Ne duce Domnul uneori într-o situație, într-o ipostază în aceasta, încât suntem nevoiți să recunoaștem că suntem falimentari și că depindem de El. Apoi, versetul 6, reții imediat după ce îți recunoști falimentul, urmează pasul 2. Spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei, și Domnul ne spune, poate veți găsi, vedeți, încercați și acolo, eu știu, v-am urmărit, am văzut că ați aruncat mult în stânga, ați mai aruncat și în dreapta din când în când. Nu, aruncați în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Da și ei au mai avut experiența aceasta a pescuirii tot exact aici. Au pescuit, n-au prins nimic și la un moment dat, Domnul, citiți-vă rog frumos în Evanghelia după Luca, în capitolul 5 este experiența aceasta, sunt de fapt în Scriptură trei pescuiri minunate pescuirea din Evanghelia după Luca din capitolul 5, pescuirea cu banul din gura peștelui prin care Domnul își plătește Daria la templu și pescuirea aceasta de după înviere de la Marea Tiberiade, menționată doar de Evanghelistul Ioan în capitolul uh, 21. Și, uh, și Dar dacă vă uitați cu atenție în cea din Luca, din capitolul 5, unde este începutul lucrării, Domnul aici este finalul lucrării, acolo Domnul le spune, aruncați mreaja, nu le spune partea dreaptă, spune, aruncați din nou mrejele și veți găsi, aruncați. Haideți să vă citesc din, din Ioan, din capitolul 5, din Luca, pardon, din capitolul 5, versetul 4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, a lui era corăbioara, depărtează l la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Acolo le spune depărtează l la adânc, aici le spune ceea ce mie îmi place este precizia în care Domnul vorbește. Dar mai există dincă o de precizie o lecție. Îi Le spune, aruncați așa în partea dreaptă. Îi spune că au aruncat-o imediat și n-au mai putut a poate trage afară de mulțimea peștilor care acolo și se dă și o cifră, nu știu cine asta să-i numere, 153 de pești mari. Poate că există și un mesaj în numerologie, dacă am studiat ce înseamnă 153 în, eu știu, numerologie, există știința care se ocupă de înțelegerea și de explicarea numerelor și ce litere sunt în spate, sau ce cifre sunt în spatele, uh, 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 ce litere sunt în spatele cifrelor. Probabil că am putea să găsim o explicație la 153. Nu face obiectul mesajului din dimineața aceasta. Și ideea este următoarea. Dacă vrei să ai reabilitare și apoi binecuvântare, e foarte important să asculți în totalitate pe Domnul. Când vorbim de ascultare, frați și surori, dragii mei, nu vorbim de părți de ascultare, porțiuni de ascultare. Pe Domnul nu-L mulțumește niciodată o ascultare de genul, eu știu, 99%, nu. Și întotdeauna Domnul așteaptă și dorește o ascultare totală. Spune aici cuvântul Domnului, vă recitesc, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi spune versetul 6 în continuare, au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Frați și suror, dragii mei, de la o noapte întreagă de trudă și nimic, la o dimineață de binecuvântare și plin, se ajunge doar prin ascultare. Repet, de la o noapte întreagă, vedeți, există și un simbolistic, o simbolistică, dacă vreți, în aspectele acestea, noapte și dimineață. Zice, noaptea vine plânsul, Dimineața vine veselia. Noaptea e o noaptea falimentului. Dar dacă Alex ascult, vine și dimineața binecuvântării. Domnul nu rămâne dator niciodată. Vreau să vă spun ceva și o spun cu siguranță. Nu-i speculație. Dacă ar fi aruncat în partea stângă, n-ar fi prins nimic. Știți cât e corăbioara aceea? Poate maxim între mine și Darius. Un metru jumate, doi metri. Nu, să nu aveți impresia că era un gigant. Era o barcă pe care încăpeau maxim 12-13 oameni, dar de data aceasta erau șapte. Peștii din dreapta erau și peștii din stânga. Pentru că nu e enorm de mare corabia aceea. Cei care ați fost în Israel, ați văzut corăbioara, nu pe cea cu care ne-am plimbat pe Marea Galilei, ci cea care a fost găsită în mâlul din Marea Galilei. Foarte puțin lată. Dar ideea este următoarea, ascultarea aduce de cuvântare. rog, rețineți, și în ceea ce privește orice, și dimensiunea spirituală a existenței noastre, și dimensiunea materială. Vreau să vă citesc poate unul din pasajele bine cunoscute, dar care scot în evidență aspectul acesta. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Că avem impresia uneori că putem să negociem cu Dumnezeu. Rog, rețineți. Avem impresia în anumite situații că noi putem negocia cu Dumnezeu. Că dacă nu ascultăm noi chiar așa cum zice Dumnezeu, a, Dumnezeu e bun, avem o imagine greșită despre Dumnezeu, să știți. Și în funcție de imagine determină și atitudinea. Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu bun, nu este numai un Dumnezeu milos, e și un Dumnezeu care este foc mistuitor. Când iei numai o parte care îți place din relația cu Dumnezeu, nu atingi și scopul acela al slujirii, al dedicării. Ascultați, vă rog frumos, ce spune aici. Contextul îl cunoașteți, probabil, 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderele tot și jerfele decât ascultarea de glasul lui. Frați și surori, știți că Saul, primul monarh al Israelului, a adus, a luat din ceea ce Dumnezeu zisese să fie totul nimicicii? vine prorocul Domnului și spune, crezi că lui Dumnezeu asta îi plac? Sau ascultarea? Versetul 22 continuă. Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și la terafim. Asta e sublinierea pe care o face Samuel în contextul în care Saul încearcă să negocieze cu Dumnezeu în ceea ce privește ascultarea. Prima lecție este lecția recunoașterii falimentului. A doua lecție, frați și surori, este lecția înțelegerii că doar ascultarea atrage binecuvântarea. Asculta în totalitate. Aici nu sunt cuvintele noastre, am zis avem o traducere. Dar aici e cuvântul lui Dumnezeu, începând de la Geneza și până la Apocalipsa. E cuvântul lui Dumnezeu. E pentru noi, e pentru viața noastră, pentru umblarea noastră, pentru disciplinarea noastră, pentru trăirea noastră într-o relație corectă cu Dumnezeu. Cu cât mai mult ascultăm și ne dorim să împlinim, să punem în practică acest cuvânt al lui Dumnezeu, cu atât mai mult atragem binecuvântarea în toate domeniile vieții noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în sensul acesta. A treia afirmație. A treia afirmație este cea din versetul 10. Isus le-a zis, Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. La și surori, eu am rămas un pic surprins de afirmația aceasta și am să vă spun de ce. Versetul 10 vine după versetul 9. Deci, Domnul îi întreabă dacă au prins ceva, ei recunosc falimentul, le zice: aruncați mreaja, ei prind foarte mult, au mat, spune că erau 153 de pești mari, iar versetul 9, cel dinainte de versetul 10, spune în felul următor. Când s-au coborât ucenicii pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbun și pește pus deasupra și pâine. Domnul avea deja pregătită mâncarea aceea. Ce mi s-a părut interesant în versetul 10, că Domnul le spune, aduceți acum din pești pe care i-ați prins voi. Da, doamne, dacă deja i-ai pregătit acolo totul, vreau și să rog o a treia lecție importantă. Suntem lucrători împreună cu Domnul. Domnul niciodată nu ne scoate afară din cadrul acesta al slujirii. E adevărat, binecuvântările vin de la El, oferta vine de la El, dar întotdeauna vrea să fie parte cu noi în lucrare. Suntem în 18 aprilie 2021. Dacă ne uităm retrospectiv, doar în anul 2021, putem să ne evaluăm viața, slujirea, lucrarea, cât am fost în parteneriatul acesta cu Dumnezeu cât din ceea ce caracterizează umblarea noastră, trăirea noastră, viața noastră, o considerăm un parteneriat. O, o, considerăm noi una, o consideră Domnul parteneriat. Nu ne scoate? Apostolul Pavel spune, noi suntem lucrători împreună, nu separat, nu divizat, nu individual, ci împreună suntem lucrători cu Domnul. Asta au trebuit să învețe ci ucenicii la Marea Galilei. Domnul, să știți și vreau să accentuez lucrul acesta: Domnul nu face partea noastră. Partea mea, partea ta, fiecare dintre noi trebuie să ne o facem. Ceea ce Domnul îmi cere, Domnul nu se roagă în locul meu, eu trebuie să mă rog. Domnul e prezent aici, eu trebuie să vin la biserică. El își face partea lui și nu rămâne dator niciodată. I-a provocat cu privire la mâncare și i-a așteptat cu mâncare. Dar în același timp n-a eliminat lucrarea lor, aportul lor. Vedeți când ucenicii în miercuri aceea a trădării au certat-o pe uh, Maria, sora lui Marta și a lui Lazar. Și ce a spus? Domnul altă apărarea. Au zis, o, păi, dar puteam să-l vindem 300 de bani din valoarea aceea, un an de zile de muncă, risipă. Și domnul era acolo și a zis, lăsați-o. Ea a făcut ce a putut să facă. Vreau să vă spun în această dimineață că Domnul nu cere nimic mai mult de la noi decât ceea ce putem să facem. Întrebarea este, facem ce putem să facem? Dar fi poate mai preocupați de ce nu putem să facem. O, oh, eu nu pot, nu. Fă ce pot să faci. Fă ceea ce ai. Unul are cinci talanți, de altul doi, altul are unul. Fă cu cinci, fă cu doi, fă cu unul. Dar fă. Fă. Aduceți din pești. Dați piatra la o parte, nu putea Domnul să dea piatra la o parte, să trimite un înger la, la, cura mormântului lui Lazar, va da. Dați piatra la o parte și au dat piatra la o parte. Ce nu puteau ucenicii să facă? Lazare, vino, afară. Asta nu puteau ucenicii să facă. Și asta a făcut Domnul. Dar știți ce puteau să facă ucenicii iară? Dezlegați fâșiile. asta au făcut ucenicii. asta înseamnă colaborare. Asta înseamnă lucrare. Asta înseamnă binecuvântare. A patra lecție. Prima lecție, lecția falimentului și a recunoașterii falimentului. Să-ți recunoști cel mai greu și să zici nu. Cel mai greu, mai ales unul care are impresii despre el, că de aici pleacă totul. Unul care are impresie, unul care... o, oh, da, e foarte greu să zic că nu. Să zic că am falimentat, îmi pare foarte rău, asta este. Apoi, lecția ascultării în totalitate. Martea dreaptă, acolo trebuie să aruncați, dacă vreți, binecuvântarea. Lecția colaborării, lucrez împreună cu Domnul nu ești tu singur pe linia asta, împreună cu frații. dice: aduceți din pești. Nu i-a zis lui Petru, Petru, adu din peștii tăi, că tu i-ai numărat poate și sunt 105. Nu! Nu i-a zis lui Ioan, apostolul iubirii, Ioane, adu tu din pește ceva că vreau. Nu! Dice: aduceți din peștii pe care i-ați prins. Totul e la plural. Totul e la plural. Pentru că Domnul se uită ca un tot la noi, ca un întreg la noi. Nu, de, nu ne divide, ci ca un întreg se uită la noi și la slujire și la lucrarea pe care o facem. A patra lecție pe care Domnul o predă. A patra este în versetul 12. Zice astfel, veniți de prânziți, le-a zis Isus. Frașii și surori, ceea ce mie mi s-a părut interesant în chemarea aceasta și vom înțelege despre ce este vorba, este faptul că toată acțiunea de pe Marea Galilei, de la Marea Tiberiadei, s-a petrecut dimineața. Rog rețineți. Contextul este dimineața, așa ni se spune, Dimineața, versetul 4, Iisus stătea pe țărm. Cât ar fi putut? Prânzul niciodată nu-i dimineața. Dar interesant că Domnul le spune, veniți de prânziți. Prânzul este una din cele mai importante mese în Israel. Orice interpretare pe care o facem, noi trebuie să o facem în contextul acela pentru a înțelege mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită. Veniți de prânziți. Este mai degrabă o invitație sau o chemare pe care Domnul o face, pentru că prânzul capătă Conotații ale împărăției Vă aduce la minte de un moment În care domnul uh, Predica și cineva din mulțime A avut exclamația aceasta și a zis Ferice de aceia care vor prânzi În împărăția lui Dumnezeu Înseamnă că împărăția lui Dumnezeu nu este Nici breakfast, nu este nici dinner În împărăția lui Dumnezeu Și asta e sensul expresiei Nu neapărat o raportăm la mesele noastre Ci o raportăm la simbolistica scripturii A prânzi în împărăția lui Dumnezeu Înseamnă a avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă de a sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, cu Sfinții Vechiului Testament, cu Sfinții Noului Testament. Asta e chemarea pe care Domnul o face. Veniți de prânziți, veniți în împărăție, veniți de a fi parte în împărăția lui Dumnezeu. Și vă spuneam, și am să mă apropii de final, vă spuneam că văd în cele patru afirmații, în cele patru lecții, văd mecanismul, dinamica intrării în împărăția lui Dumnezeu la și cei care suntem în dimineața aceasta, pentru noi și cei dragi ai noștri, vrem să avem parte de împărăție. Vrem să fim parte în locul acela binecuvântat. De aceea ne silim să venim în locul acesta, de aceea ne-am pocăit, ne-am întors la Domnul, îl slujim, facem cât putem să facem, Domnul binecuvântează puținul și îl înmulțește, e problema lui cum acționează noi să ne facem partea noastră. Tocmai de aceea ne predă și lecția aceasta. În primul rând, primul pas, este acela al recunoașterii falimentului. Este primul pas. Ferice de cei săraci în duh. Așa și-a început predica de pe muntele fericirilor. Sărăcie în duh nu înseamnă sărac cu duhul, adică alienat mental. Înseamnă un om care se vede gol de sine. Câtă vreme mă văd plin de mine, n-am cum să fiu gol de mine. Și nu se poate de acolo construi mai departe în ceea ce privește urcarea, trepte ale urcării spre, spre împărăție. De aceea, în primul rând, e această golire, recunoașterea falimentului. Nu pot nimic fără Domnul. Al doilea pas este acela al ascultării. În toată relația aceasta, în tot drumul acesta, există ascultare în totalitate de Dumnezeu. Apoi, pe parcursul acesta, există colaborare între mine și Dumnezeu. Și cei care au făcut acești trei pași, vor auzi în final, așa cum au auzit ucenicii. veniți, te prânziți. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Să ne ajute pe noi și pe toți cei dragi ai noștri să avem în final parte de împărăția lui Dumnezeu, Amin.